Nu mai este o surpriză că în fiecare an, primăvara și toamna, acele de ceasornic se dau înainte sau înapoi. România va trece oficial la ora de vară, noaptea de sâmbătă spre duminică. Atunci ora 3 va deveni ora 4. Astfel, duminică va fi cea mai scurtă zi din an, întrucât va avea doar 23 de ore. După ce acele de ceasornic vor fi date înainte, diferența dintre ora României și ora universală va fi de 3 ore. Acest sistem are ca scop folosirea din plin a luminii naturale a soarelui la activitățile zilnice. Astfel se face economie de energie electrică. Medicii susțin că oamenii au nevoie de aproximativ o săptămână pentru a se adapta la noua oră. Sistemul orei de vară și a orei de iarnă a fost implementat pentru prima dată în 1916 de către Germania. România a aderat la ora de vară în 1932. Practica trecerii la ora de vară a fost suspendată în perioada 1943-1979.